Recomandări de la salvamari pentru turiștii aflați pe litoral. Un aspect foarte important este ca, înainte de a intra în mare, oamenii să se obișnuiască inițial cu temperatura apei, pentru a se evita un posibil stop cardiorespirator. De asemenea, turiștii trebuie să stea pe plajă cel puțin 40 de minute după ce au mâncat și să nu intre în apă. În caz contrar, există riscul să se înnece în propria vomă, spun salvamarii. În notul în stare de ebrietate este de asemenea total nerecomandat. Pe de altă parte, persoana care vine de una singură să facă baie poate atenționa salva asupra acestui fapt pentru a fi sub supraveghere. În cazul unui grup mai mare de oameni, este de preferat ca unul dintre ei să rămână pe plajă pentru a-i păzi. De asemenea, turiștii trebuie să nuate doar în zonele special amenajate și să respecte cu strictețe indicațiile salvatorilor și stagul arborat în acel moment. Stagul roșu cu galben semnifică faptul că plaja este supravegheată de salvamari. Stagul galben înseamnă că scăldatul este recomandat numai celor experimentați, iar stagul roșu interzice scăldatul. În sezonul estival de anul trecut pe litoral, 17 riști au murit în necaz și peste 400 au fost salvați în ultima clipă de către salvamari